În ultima săptămână au fost preluate de către polițiștii locali de veni 31 de sesizări telefonice, iar operatorii din cadrul compartimentului operator trafic supraveghere s-au sesizat în 14 cazuri de infracțiuni și nereguli comise pe străzile din Deva. Astfel, sistemul de supraveghere video din oraș este unul dintre principalii aliați ai oamenilor legii atunci când vine vorba despre prinderea unor infractori ori elucidarea unei posibile infracțiuni comise pe raza urbei. Imaginile sunt în timp real. Operatorul care consideră că este în desfășurare o contravenție sau infracțiune într-un anumit loc, ia legătura cu cea mai apropiată patrulă de poliție locală care se deplasează la fața locului și aplică prevederile legale în vigoare în funcție de caz. Ordine publică sau circulație rutieră pe drumurile publice. Infracțiunile cele mai frecvente pentru care se solicită material probatoriu sunt evenimente rutiere cu victime, evenimente rutiere cu daune materiale pe raza municipiului Deva și nu numai de pe ordine publică, deposedare de bunuri prin violență, tâlhării, provocare și participare de scandal, deci discutăm de lucruri grave care se întâmplă pe raza municipiului Deva, ele fiind surprinse de către operatori și în baza imaginilor, lucrătorii care au dreptul de a lucra pe investigații criminale desfășoară activitatea. Chiar săptămâna trecută, polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale au solicitat imaginile video poliției locale Deva, cu ajutorul cărora va fi soluționat un dosar penal. A fost și săptămâna asta, în baza unei solicitări, am pus la dispoziție instituției care are dreptul să solicite material probatoriu pentru infracțiune care a fost surprinsă de camere de supraveghere de pe raza municipiului Deva. Având în vedere eficiența dovedită a celor peste 60 de camere de supraveghere amplasate în diferite zone ale reședinței de județ, municipalitatea va implementa un nou proiect prin care vor fi achiziționate mai multe astfel de camere. Este foarte eficient sistemul de monitorizare videotrafic. Pe raza municipiului Deva avem operaționale la momentul actual 63 de camere care preiau imagini în timp real din intersecțiile și locurile aglomerate de pe raza municipiului Deva. Ținând cont de eficiența acestor camere, dorim ca în viitorul apropiat să extindem numărul de camere care vor avea posibilitatea să capteze imagini de pe raza municipiului Deva. Reprezentantul poliției locale din Deva a mai precizat și că prin efectuarea patrulelor mobile și pedestre se previne săvârșirea eventualelor fapte de natură antisocială care ar putea periclita viața și integritatea persoanelor.